Stabiliți de multă vreme în diferite colțuri ale lumii, se întorc acum acasă pentru o scurtă vacanță. La aeroportul internațional Chișinău, emoțiile ating cote maxime, lacrimi de bucurie și nelipsitul bine te-am găsit. Irina Negru locuiește în Germania mai bine de 6 ani. De fiecare dată când revine acasă, are emoții de nedescris. 3 săptămâni, la părinți, la prieteni, la cumătrii. Emoții foarte mari, da. Nu se compară. Ca să vedem bunii, să plecăm în ospiții, la bunii, la rude, la... absolut la toți. La toți câte puțin să acordăm timp. Asta e. Să ne odihnim. La Berlin nu te mai odihnești ca la Moldova, cum ne da. Nu e țara ta. Larisa Tanasev este stabilită la Londra. Drumul de acolo până acasă e lung, dar dorința de a-și vedea rudele îi dă puteri. Am venit din Londra, am venit în special să petrecem timp cu familia, nu avem planuri deosebite, dar da, asta, în primul rând să ne revedem cu persoane dragi, cu prieteni. Emoții pozitive, desigur, am așteptat mult acest moment. Am simțit un dor enorm toată perioada asta. Dorul de casă, iată ce unește pe toți cei care au ajuns printre străini, dar nu ratează ocazia să revină la Baștină. Venim din Anglia, n-am fost de 2 ani acasă și avem mari emoții. Nu avem răbdare să ne vedem rudele, părinții, bunicii. Venim din Berlin și n-am fost acasă de aproape 2 ani de zile. Am fost pe o zi în anul trecut, în iunie, și abia acum vin acasă. Vreo 3 săptămâni și plec înapoi în Berlin. Venim acasă în Moldova să ne odihnim și peste hotare muncim. Emoții de bucurie, că întotdeauna. De un an de zile n-am fost acasă. Ni stăruiți venim des la odihnă. Și întotdeauna venim cu bucurie. Am venit 6 zile în Chișinău și pe data de peste 1 săptămână de zile plecăm înapoi. Să ne plimbăm la țară, la buniei. La Italia. Și în fiecare an venim să vedem părinții. Cât sunt părinți, emoțiile sunt. După ce nu o să mai fie părinți, nu știu. La mama. Mama bucurie. Și mă fericire când așa mi-era acasă. În primul rând să vizităm toate rudele. Să vedem cum e viața la Moldova după atâta timp. În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 72.370 de traversări, un număr mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare în Republica Moldova, peste 40.000. Peste 15.000 de persoane au fost înregistrate la aeroportul internațional Chișinău.